Cei mai mulți dintre candidați au ieșit de la examen încrezători că vor obține o notă mare, însă alții speră doar să primească o notă de trecere. Da, am avut Luceafărul, adică un text poetic de Mihai Eminescu și mi s-a părut ușor, eu l-am învățat. Subiectele cum ți-au părut, în general? De dificultate medie. Ce notă sper să obții? Sper să obțin peste 9, dar nu știu. Deși mine, mai ales partea întâi, cred că o să ia toată lumea peste 5-6 oricum. Care a fost cel mai dificil subiect? Nu, mie mi s-a părut simplu. La ultimul subiect ne-am avut o opera lui Eminescu, adică Luceafărul, și am ales eu. Și al doilea subiect, asta, rolul campaniilor, să se definește opinia despre rolul campaniilor publicitare pentru un stil de viață sănătos, este argumentativ, și primul subiect destul de simplu. Nu, fără foarte greu, dar, na, prima dată, mai e greu. Na. La subiectul 3 ai făcut? Nu, acolo deloc. Deloc? Ce și s-a cerut acolo? Cu Eminescu, ceva de Eminescu, nu mai știu. Nu mă uită, că nu, dacă nu știu să fac, nu mă uită. Ce notă sper să obții? Cel puțin 5, măcar. Părinții și-au așteptat copiii să iasă din sălile de examinare și au mărturisit că au emoții mai mari decât ale lor. Cred că avem noi mai multe emoții decât ei. Da. Și așteptăm. O fetiță am de la liceu de arte, sper să fie bine, a fost un copil bun, dar știți cum emoțiile, ori să-și pună cuvântul, să sperăm în mod constructiv. S-a pregătit? Da, sigur că da. S-a pregătit. Rămâne de văzut acum rezultatele vor vorbi. Doi candidați au fost eliminați din examen, iar 229 au lipsit. Au fost înscriși 3962 de candidați, au fost prezenți 3733. Din informațiile pe care le-am până acum, doi elevi au fost eliminați în timpul examenului de la Colegiul Național Tudor Vladivrescu pentru tentativă de copiat. Copii au găsit cu copiuțe. Bacalaureatul va continua miercuri 2 iulie cu proba obligatorie a profilului.